foarte interesant de observat la porunca a cincea. Dacă vă amintiți, primele patru porunci se ocupă de relația noastră cu Dumnezeu și următoarele șase de relația noastră unul cu altul. Și în, la porunca a cincea zice că în română să-ți cinstești părinții, nu-i așa, pe tatăl și pe mamă, să le aduci onoare. Nu se referă să-i cinstești că ei la restaurant și le faci cinste, că le dea o mâncare, ci să le aduci cinste, să le faci onoare prin comportarea ta. Vreau să vă spun că dacă am trăit într-o lume perfectă, cu copii perfecți, cu părinți perfecți, n-am avea problema asta. Dar pentru că trăim în lumea asta, avem problema asta tot mai des. Și când zice să-i cinstești, înseamnă să-i asculți, să-i onorezi și așa mai departe. Pe cum poți să asculți de un părinte care te învață să faci ceva rău? De exemplu, Pavel zice, copii, ascultați de părinții voștri, dar nu se oprește. Că dacă ar fi așa și părintele zice, băi, uite, tu stai aici și îți spui dacă vine cineva până sparg eu banca. Trebuie să ascult de părinte, ce să fac, nu? Deci ascultați de părinții voștri în Domnul. Ce înseamnă asta? Dacă părintele este în Domnul, atunci îți dă un sfat bun. Dacă sfatul ăsta nu este în legătură și în concordanță cu ce spune Domnul, nu trebuie să asculți, dar în același timp trebuie să-i respecti. Spunea un pastor, un coleg de-al meu, Clifford îl cheamă, că a fost să viziteze un centru de detenție juvenilă, nu știu cum, o pușcărie pentru minori, cum se numește? Școala de corecție, mulțumesc. Ok. Și că acolo era un puști de 14 ani și era nervos. Și când ăsta a predicat pastorul, tot stătea lângă el, puștiul stătea într-un colț. Era nervos. Ce ai mai? Păi ne-ai spus ca să respectăm părinții, eu sunt supărat pe tata. De ce? Păi m-a pus să stau de pândă când el fura. Și ne-a prins poliția pe amândoi și din cauza lui la pușcărie. Și pastorul l-a întrebat, de ce ai ascultat de el? Păi dar Biblia spune să ne ascultăm de părinți. Nu trebuie neapărat să-i asculți dacă te învață ceva rău. Bineînțeles că de obicei nu se întâmplă asta. Dar Biblia spune că ce trebuie să ascultăm mai întâi? De oameni sau de Dumnezeu? Deci asculți de ei atâta timp cât e în legătură cu ce spune Dumnezeu. Dar porunca merge mult mai departe de atâta. O luăm din pas în pas tot mai profund. Dacă vă gândiți la traducerea din ebraică, porunca se referă nu neapărat de a asculta de părinți, ci de a-i onora prin faptul că zice cuvântul din poruncă, primul în Exodul 20 cu 12, adu onoare sau cinstește părinții, tatăl tău și mama ta, cinstește, cuvântul cinstește în ebraică, se traduce chiar așa, dă-le greutate. Deci dă-le greutate sau se mai traduce poartă-le greutatea. Cum poți tu să-i dai greutăți părințelui? Păi vă spun eu, când ești copil mic, când ești mai mare, când ești adult, când ești bătrân. Când ești copil mic, sunt cinci copii afară, se joacă, mi-amintesc că mă chema mama la masă. Vino mama la masă și răspunsul meu era, băi, ceilalți, să mă duc sau să nu mă duc? Nu, nu te duce. Mamă, ăștia, uite să nu mă duc. Păi ăștia sunt cinci și tu ești unul. Cazi la vot, nu? Că ăștia au mai multe voturi. Să le dai greutate înseamnă că cuvântul lor are mai multe greutate decât cuvântul celorlalți. Când ești mai mare, ce înseamnă să dai greutate părintelui? Când ești mai mare, nu mai ești copil. Dacă când un părinte zice ceva, chiar dacă nu ești de acord, uite, eu zic, tată, să nu te muți, să stai cu noi. Chiar dacă tu nu ești de acord și, băi, trebuie să mă mut, uite, am servici, am familie, am facultate, trebuie să mă mut. Dar să-i tratezi cu respect și cu iubire pentru că te-au crescut. Dar dacă treci de punctul ăsta care e destul de simplu și mergi puțin mai adânc, ce înseamnă să dai greutate, să onorezi părinții? În Leviticul 19 spune că cel care nu-și respectă părinții să fie omorât. Păi vă dați seama, în societatea noastră n-ar mai fi niciun copil în viață. Era o tradiție în timpul acela ca atunci când părinții aveau o nevoie și copiii aveau bani, dacă dădeau la templu, nu acum când ești în viață, ci când mori, toată averea ta să meargă la templu, atunci nu mai ai nicio datorie față de părinți. Nu mai trebuie să-i ajuți. Și se numea, cine își amintește cuvântul? Corban. Și ce spuneau preoții? Băi, uite, să semnezi un contract și când mori, toată averea merge la templu și tu nu mai ai nicio responsabilitate. Te iartă Domnul, nu te poate pedepsi, nu mai ai nicio responsabilitate. Nici în fața lui Dumnezeu, nici în fața părinților, ești liber să nu-i ajuți. Și Iisus spune hipocriților, ați desfințat legea, porunca lui Dumnezeu, la care poruncă se referea? La a cincea. Ați desfințat porunca lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre. Într-un cuvânt, nu numai că să le dai greutate, să-i asculți,
cuvântul lor să aibă greutate înaintea ta, sfatul lor să aibă o greutate înaintea ta, să-i respecti, să-i asculți, să te gândești la ce spun, pentru că au experiență și te iubesc. Și tu când crești mare și ai tu la rândul tău copii și copiii tăi nu te ascultă, tu îți dai seama că ei n-au experiență cât ai tu. Și nu înțeleg iubirea cât îi iubești tu. Dar nu se referă numai să cuvântul lor să aibă o greutate, să-i respecti, să-i asculți, să te gândești la ce spun. Pentru că la rândul tău, dacă tu nu-i asculți, nici copiii tăi vor vedea același lucru, vor face același lucru. Dar se merge mai departe. Să le porți greutățile pe umerii tăi, se traduce. Să te ocupi de greutățile lor, să te îngrijești de ei când sunt bătrâni, cum s-au îngrijit ei de tine când erai mic. Păi, fratele meu, eu mă gândesc numai câte boli și câte probleme au avut Ovidiu cu Gabi când erau mici, câte nopți nedormite, câte nopți prin spitale, câte nopți. Și acum n-au habar că mi-am pierdut viața cu ei și că, nu, Dana, câte nopți am petrecut cu ei și, aoleu, moare copilul, ne rugam și ne zbăteam și acum se uită și ne iubesc copiii, ne respectă, mulțumim lui Dumnezeu. Până au avut ei copii. Când au avut ei copii, au început, aoleu, prin ce ați trecut cu noi? Zic, de-abia acum te-ai trezit, nu? Nu înțelegi chestia asta, ce au făcut părinții pentru tine, până nu ai tu copii la rândul tău și atunci începi să-ți dai seama puțin. Poartă-te cu ei așa încât să înțeleagă că îi apreciezi și că apreciezi ce au făcut pentru tine. Pentru că azi îi ai, mâine nu-i mai ai. Și mâine, după ce mor, îți pare rău că nu le-ai dat respectul și bucuria și fericirea care trebuia să le dai. Dar merge mai departe de a ta, poartă-le greutățile, ocupă-te de ei. Dacă Dumnezeu a zis că trebuie să le porți greutățile, altă traducere zice să-i cari în spatele tău când ei nu mai poate să meargă. Nu se referă la ai căra când nu poate să meargă, ci să te ocupi de ei când ei nu se mai pot ocupa de ei. Dacă Dumnezeu spune treaba asta, nu există nimic înaintea lui Dumnezeu care să te scuze. Vei plăti pentru faptul ăsta că nu te îngrijești de ei. Dar merge mai departe. În ebraică, în poruncă, cuvântul se traduce părintele tău sau părintele tău ceresc. Într-un cuvânt, se implică că tu, dacă ai grijă de părinți, înseamnă că tu îl respecti pe Dumnezeu. Dacă n-ai grijă de părinți, înseamnă că tu nu respecti pe Dumnezeu. Și iubirea de Dumnezeu se arată la măsura pe care o ai tu de iubirea de părinți. De aceea asta e singura poruncă între cele 10 cu făgăduință. Pavel spune clar, e singura, nicio alta. Nici sabatul, nici a întâia, nici a 10-a, nicio alta nu are făgăduință. Cinstește-ți părinții și vei avea multe zile, cum spune? Exact. Este singura poruncă care se leagă de mântuirea ta. Dacă îți respecti, îți iubești, să ai grijă de părinți, înseamnă că Dumnezeu te va binecuvânta să dea viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu o să-ți dea multe zile în viața asta. Oh, frate, loc 370-375. Nu se referă la asta, ci se referă că Iisus nu a venit să ne dea viața asta, a murit ca să ne dea viață veșnică. Într-un cuvânt, Dumnezeu, pentru faptul că tu îți respecti părinții, înseamnă că îl respecti pe Dumnezeu și că îți dă viață veșnică. Dar se merge puțin mai departe decât asta. Cum poți tu să aduci onoare părinților? Cum poți tu să aduci onoare să-i cinstești pe părinți? Păi sunt mai multe feluri. Primul lucru, cum poate Dumnezeu, de exemplu, cum poți tu să-ți lungești viața pe pământul ăsta sau viața veșnică prin a-ți cinsti părinții? Care e legătura între o viață lungă și cinstirea de părinți? Care e legătura? Păi sunt mai multe feluri. Mă gândesc eu la vreo 3-4 feluri. Ca de exemplu, spun toți doctorii și cărțile de știință și de medicină că cele mai multe boli vin de la stres și de lipsa de pace în suflet. Lipsa de pace aduce probleme la care noi nu le conectăm, nu le realizăm. Păi în momentul în care ai o relație bună cu familia, ai o relație bună cu părinții, ai pace în suflet. Pace în suflet, bucurie, spune Biblia că o inimă bucuroasă este un... Ce este? Un leac. Și o inimă tristă, ce face? Frații mei, un om care e tot timpul necăjit și stresat și îl mustră conștiința și trăiește cu în conflict... E un om care e un om nefericit. În momentul în care ai o relație bună cu familia ta și o relație bună cu părinții, ai pace, ai bucurie. În sine, așa, din punct de vedere medical, îți dă sănătate. Dar mergem mai departe a ta. Cum poți tu să lungești viața prin a-ți cinsti, a onora părinții? Păi mă gândesc la un punct care e foarte logic și foarte simplu. Copiii sunt ca maimuțele. Copiii nu fac ce le spui, copiii fac ce văd. Dacă tu te porți frumos cu părinții tăi și copiii văd treaba asta, e foarte normal ca și ei se poarte bine cu tine când îmbătrânești, așa cum tu te porți bine cu părinții tăi când sunt bătrâni. Deci, prin faptul ăsta te binecuvintezi pe tine, că cine taie cu sabia, de sabie moare. Dacă și cine binecuvintează pe alții, e el binecuvântat. În faptul ăsta, copiii tăi când tu îmbătrânești, se vor purta bine cu tine. Pentru că tot ce facem, ni se întoarce înapoi. Dar e mai mult decât atâta, ne gândim la un lucru care e mai profund. Dumnezeu a promis
că dacă ne cinstim părinții, El personal ne va binecuvânta și ne va da viața veșnică, pentru că în modul în care tratăm părinții, în asta de fapt noi arătăm că îl respectăm pe Dumnezeu. Și spune acolo paragraful că modul în care noi ne relatăm la părinți afectează modul în care ne relatăm la Dumnezeu și afectează viața noastră veșnică. Mi-amintesc de-mi povestea o soră dintr-unul din districtele mele, că locuise în Arizona, s-a mutat din Arizona în Kentucky, dar când locuia în Arizona, zicea, am servici în Kentucky, am casă în Kentucky, am viață bună în Kentucky, dar părinții mei sunt în Arizona, sunt bolnavi. Ce să fac acum? Să-mi vădesc servici sau să mă duc să am grijă de ei? Ce mi-am lăsat acolo serviciu bun și m-am dus pe un serviciu mai puțin bun și ce mă duceam acasă la ei, îmi luase în casă lângă ei, mă duceam la casă la ei și ce tata s-a cam dus, era bătrân. Și tot timpul umbla cu hârtie igienică și punea pe la geamuri, pe unde vedea crăpături, intră gândacii. Care gândaci, băi? Uite gândacii. Mi-amintesc socrul meu după ce a avut, și probabil că n-ar trebui să povestea, câteva stroke, cum se numește stroke? Comoții cerebrale, nu? După ce a avut ceva comoții, zicea, am văzut o pasăre galbenă zburând. Și nu? E albastră, o vedeți? Și eu zic, bă, nu văd nimic. Cum, uite-te, nu o vezi? Nu văd. Și Dana îi zice, o văd și eu. Vezi, Dana o vede. Ce vezi că am dreptate, dar aici, mă, nu te mai lua cu el, că dacă o vede, o vede. Chiar dacă tu nu o vezi, el săracul o vede. Spune și tu că o vezi și ai scăpat, că dacă nu te încearcă să te... Uite-te acolo, stai și uite-te. Dar rost te contrazici cu el. Spunea sora asta, zice, tata umbla cu hârtie igienică și punea în jur ferestre, intră gândaci. Iar mama lua mâncare și în pace peste tot și se strânseseră furnicile prin pat că veneau la mâncare. Păi ce faci? Zice, tata, scuzați expresia, ce nu mai nimerea când mergea la veciu, veciu era tot murdar. Ce mă, aveam de spălat vase, curățam WC-ul, curățam bucătăria, le găteam, le făceam cumpărături, făceam curățenie în casă, le spălam rufele și când terminam, ce făceam? Mâncam o masă împreună. Și eu eram obosită, eu eram stresată și tata era din gândacii. Și ce, în timp ce eram la masă, mă gândeam, vai de mine, ce povară să am grijă de ei. Și 2 săptămâni mai târziu a murit. A murit el și după ce a murit el la 3 luni a murit și ea. Și mă gândeam, ce-ar fi fost să nu fi avut grijă de ei? Ce bine că am avut grijă de ei. Vă dau un alt exemplu. Era străbunica mea, aveam bunicii după tată erau în oraș, în Severin, dar bunicii după mamă erau la țară și bunicul era la Jiana și străbunica era la Gogoșu. Și mă duceam la Gogoșu, când cu bicicleta, când cu autobuzul, mai târziu cu motocicleta, aveam un cezeu, cine știe cezeul? Cine știe? Cineva știe ce era un cezeu pe vremuri? Ha? Nu știe nimeni, sunteți prea tineri. Aha, un cezeu de 1.25, motocicletă veche, așa micuță, în sfârșit. Aveam un cezeu și mă suiam și mă duceam la țară la străbunica mea. Și când mă duceam, mi-amintesc că gătea cele mai... Ce vrei, mamă? Ce... Ia spune, să-ți fac ciorbă de pui, să-ți fac ciorbă de... Ce vrei, mămică? Ce să-ți fac? Ia spune tu. Pregătea de toate săraca bătrână și avea acolo vișine, avea fructe, avea toate alea. Și spunea, să aduci școala de sabat, să-mi aduci lecțiunea. Îi duceam lecțiunea. Și pe aceea zicea, hai să ne uităm pe poze. Ne uitam pe poze și pe aceea îmi povestea povești de ale ei, aceleași mi le spunea totdeauna, deși le știam pe din afară, îmi povestea povești și pe aceea, bine că ai venit, mamă, mulțumesc, că nu vine nimeni, sunt și eu singură, bine că ai venit, mamă, mulțumesc. Și eu mă gândeam, aoleo, în loc să mă joc și eu fotbal cu prietenii mei, în loc să mă duc la Bagna, să mă duc la Herculane, în loc să mă duc în natură, stau să petrec timp cu o bătrână. Vă dați seama, și eu tânăr. Mi-amintesc, m-a chemat într-o duminică, vii mamă, că au trecut 3 luni, vii să ne aduci școala de sabat. Eu nu știu dacă vin, nu pot să vin. Hai mă, mamă, vino să-mi aduci. Nu, ce dacă vin, mă, duci-o cu tine. Hai mă, mamă, vino. Ok. M-am suit pe bicicletă, m-am dus. Asta a fost duminica. Luni când am ajuns acasă, am primit telefon că a murit în noaptea aia. Ce-ar fi fost dacă nu mă duceam? Las că mă duc altădată. Credeți că aș fi putut să-mi iert vreodată chestia asta? Onorează-ți părinții cât îi ai. Pentru că în modul în care le aduci onoare lor, arăți că tu îl onorezi pe Dumnezeu. Și în modul ăla, copiii tăi o să onoreze pe tine. Porunca este singura care se leagă de viața veșnică. Dumnezeu îți promite că dacă tu respecti și ai grijă de părinți, Dumnezeu îți va da viața veșnică. Dacă nu vreau, pentru că nu avem foarte mult timp, mai am vreo 35 de minute, dar eu cred că
că trebuie să facem... Așa de ciudată e lumea asta. Aveam un coleg, când eram în facultate la construcție aici în București, în Tei, aveam un coleg, se certa toată ziua cu tasul. Și se înjurau și se... Hai de mine ce era la gura lor la telefon. Și niciodată nu l-a ajutat pe tasul și niciodată nu vorbea cu el și totdeauna îl înjura. Până a murit. Când a murit, i-a făcut o mormântare, mă, frate, aici ai ca la un împărat, a cheltuit și cuvinte multe și frumoase. Fratele meu, dacă vrei să faci ceva, fă-i pentru el cât e în viață. După ce moare, nu mai trebuie să faci nimic. Dumnezeu vă dă timpul ăsta, folosiți-l cât îl mai aveți. Vreau să trec, e destul de simplu, nu e nimic complicat teologic de înțeles. E mai greu de pus în practică pentru că noi găsim scuze. Sunt ocupat, sunt stresat, n-am timp, am și o familia mea, găsim scuze. Dar în realitate când vrei să faci ceva, îți faci timp. Dacă e o prioritate, așa cum ai timp pentru ale tale, fă-ți timp și pentru părinți. Dacă vrei să fii creștin adevărat, dacă nu... Dar să trecem la porunca următoare, care este extraordinar de simplă și extraordinar de profundă. Porunca a șasea, care e aia? Să nu... În română sunt trei cuvinte. În ebraică nu sunt decât două. Vreau să spun că e foarte complicată. Se pare simplă, dar nu e simplă. În română, de exemplu, un cuvânt poți să-l folosești în două, trei feluri. De exemplu, munții noștri aur poartă, eu mă duc, noi cerșim din poartă sau poartă. Mă înțelegeți? Același cuvânt. Poartă pe care intri și poartă ce porți pe spate. În română. În ebraică nu există așa ceva. De exemplu, pentru bucurie, pentru fericire, sunt 12 cuvinte. Și e un cuvânt când ai fericire că mănânci ceva bun, băi de mine ce îmi place mâncarea asta, și alt cuvânt când ai fericire că ai o relație bună cu nevasta, și alt cuvânt când ai fericire că am luat un salariu mare, se referă la fericirea legată de câștig, și alt cuvânt pentru fericire și așa mai departe. Ca de exemplu, în Isaia când spune să nu-ți faci plăcerile tale în sabat, dar sabatul să fie desfătarea ta. Pe care e diferența dintre plăcere și desfătare? Că dacă eu ai plăcere, te desfezi. Dacă n-ai plăcere, cum poți? Să nu-ți faci plăcerea, dar să te desfătezi. Păi cum merge treaba asta? Sunt 12 cuvinte în ebraică pentru plăcere. Fiecare se referă specific la un soi de plăcere. Cuvântul care spune să nu-ți faci plăcerile, cuvântul este profit. Plăcere de profit. Fac ceva să câștig. Planific ceva să câștig. Dar sabatul să fie desfătarea. Cuvântul este relație. Sabatul să fie timpul tău în care te bucuri de relațiile cu Dumnezeu, cu familia. Sunt cuvinte diferite. La fel aici. Pentru crimă sunt 9 cuvinte în ebraică. Nu se referă la cuvântul de crimă când te duci la vânătoare ca să mănânci, că zice cineva, băi frate, trebuie să fii vegetarian ca să nu mai împuși căprioare. Dacă vrei să nu împuși căprioare, că îți pare rău de ele sau că nu mănânci carne, că nu ești sănătoasă, ăla e alt motiv. Dar să nu spui, așa e ce porunca a șasea, să nu ucidem. Nu se referă la asta, e alt cuvânt. Nu se referă la cuvântul de a ucide un miel pentru sacrificiu. Ăla e alt cuvânt pentru când aduceai un sacrificiu. Nu se referă la cuvântul când omori pe cineva din greșeală, un accident. Ăla e alt cuvânt care se aplică numai pentru accidente. Nu se referă la cuvântul când cineva era pedepsit cu moartea, că spunea în cultura lor, dacă cineva merge la vrăjitoare, să fie pedepsit cu moartea. Ăla era alt cuvânt pentru crimă. Este un cuvânt specific care se traduce atunci când iei o viață inocentă și nu din greșeală, ci într-un mod planificat, într-un mod intenționat. Pândești pe cineva și iei viața. Deci cuvântul e foarte specific. Vreau să vă spun că noi credem că a omorât pe cineva înseamnă a omorât pe cineva. Dar de fapt cuvântul aici nu se referă numai când iei viața, ci se traduce când îl omori prin faptul că îi iei reputația. Iisus spune treaba asta. Voi ați auzit că s-a spus să nu omori pe cineva, dar eu vă spun. Și așa cum v-am spus înainte, cele 10 porunci, la fiecare poruncă în ebraică are la sfârșit o conjuncție. Cum se traduce conjuncția aia? În engleză zice să nu omori din contră. But. Să nu omori din contră. Și atât, se oprește. Ei înțelegeau. Adică să faci invers. Ca Iisus le spune, ați auzit că vi s-a spus să nu te culci cu cineva. Dar eu vă spun, și dacă te-ai uitat și te-ai gândit, deja ai păcătuit. Deci e mai mult decât alta. De exemplu, Pavel spune, ați auzit că s-a spus să nu furați. Dar eu vă spun, mai mult decât, e conjuncție. Să munciți ca să puteți să dați, să ajutați cuiva. Așa cele 10 porunci, toate au la sfârșit o conjuncție care înseamnă nu numai că să nu omori. E mult mai mult decât ta. Din contră, să dai viață. Să nu fiți o mireazmă de moarte spre moarte, să fiți o mireazmă de viață spre viață. Cum se traduce aici? Dacă intrați în ebraică și în comentarii și de asemenea în decalogul cele 10 porunci de Sora White, e foarte interesant.
Cuvântul folosit aici pentru crimă din cele 9 cuvinte este rațac. Rațac, care înseamnă crimă premeditată, a luat viața unui om inocent într-un mod planificat și intenționat. Dar nu se referă numai la violență, la agresiune. Satana a atacat societatea noastră în multe feluri. Unul dintre felurile care a atacat și oamenii îl consideră nevinovat, dar este extraordinar de periculos. Vă dau un exemplu simplu, sunt video games. Deci eu am văzut copii din biserică, în biserică, pe telefon, se jucau Mortal Kombat. Auzi cineva de jocul ăsta, Mortal Kombat? Cum e jocul? Trebuie să prinzi inamicul, o persoană, să-i tai inima, o iei afară și o ții în aer în timp ce bate inima. Vă dați seama? Ce joc e ăla? Ce joc e ăla? Sau Carmageddon se numește. Umbli cu mașina și omori cât de mulți pietoni. Când îl vezi, pum, în el. L-am omorât, următorul, pum, în el. Am încă unul. Am omorât 500 de pietoni. Ce fericire! Satana a prostit societatea asta că omul nu mai zice, păi dar nu-i omor, mă, cu adevărat, îi omor în joc. Dar mintea se obișnuiește și după aceea te povrești că mâine pentru ei jocul și viața nu mai au nicio deosebire, sunt toate una. Adică nu-i de mirare că acum se împușcă unii pe alții în școli, pentru că asta învață violență. Biserica, porunca a șasea, se referă nu numai la faptul fizic să nu omori, ci să nu-i omori în minte. Iisus spune așa, foarte interesant. Dar eu vă spun că dacă cineva îi zice fratele lui cum, în ebraică e raca. Dacă cineva zice raca, ai zis cuiva raca? Băi, raca, băi, tu ești raca. Cum se traduce? Prostule. Ai zis vreodată cuiva că e prost? Ia spuneți, da sau nu? Timp de confesiune, mărturisire. Da, eu am zis. De multe ori spun, băi, îi spun soției, băi, ăsta cred că nu are creier, băi. Norocul că are cap să nu-l plouă în gât, că dacă nu... Am zis, fraților, da? Iisus spune așa, ați auzit că a spus să nu omori pe nimeni, dar eu vă spun, dacă ziceți cuiva raca, prostule, l-ai omorât, ești vinovat de moarte. Și nu numai că ești vinovat de moarte, zice, vei plăti la judecata finală. Adică Dumnezeu te pedepsește ca și cum ai fi luat viața. Pentru că tu îi omori, că unii spun că nu, dacă nu i-a dat în tine cu bâta, nu te doare. Frații mei, când cineva dă cu vorba, de multe ori doare mai tare decât când dă cu bâta. Vreau să vă dau un exemplu. Între mine și un prezbiter de al meu, mai de demult. Aveam un prezbiter, nu vă spun numele, cum îl chema. Toată viața lui a fost în droguri și în băutură până se boteze. Și când l-am întrebat, băi, spune, de ce iei toată băutura? Păi eu nu sunt bun de nimic. Cum, mă, cum nu ești bun? Că tu știi cel mai bun masaj din lume. Când pui tu mâna pe cineva, parcă știi unde e durerea, pe loc acolo, pam. Și tu faci cele mai frumoase construcții care le-am văzut eu. Ești un talent în construcții. Cum nu ești bun de nimic? Eu nu sunt bun de nimic. Ca după aceea să-mi spună maică-sa, tasul a fost un bețivan care l-a bătut dimineața până seara și în fiecare secundă de 500 de ori pe zi spunea, ești un dobitoc. Nu, se aleagă praful de tine. Ești un prost. Nu ești bun. Și copilul toată viața lui asta a auzit. Sunt prost, sunt prost. Până la urmă, dacă îi repezi de 1000 de ori, intră în cap copilului. Băi, eu sunt prost, nu sunt bun de nimic. Nu l-a omorât fizic, dar l-a omorât emoțional, l-a omorât ca personalitate, l-a distrus, i-a distrus viața. Și spunea, eu nu sunt bun de nimic, nu sunt capabil. Cum nu ești, mai că tu când pui mâna pe ceva, îți ies minuni din mâna aia. Ți-a dat Dumnezeu un talent, Dumnezeu la fiecare a dat un talent deosebit. Eu n-am talentul construcției sau al computerelor, tu ai talentul ăsta. Nu sunt bun de nimic. Odată mergeau în călătorie în vacanță și veneau din California cu mașina și copilul zice, tati, am băut sucul, trebuie să fug la viceu, te rog frumos, oprește mașina. Tati, oprește mașina, zice, au un minut, dacă nu vii, să nu te văd, nu te iubesc, ești o povară, ce păcat că te-am născut, trebuia să nu te fac, mai bine să mori. Copilul fuge cu stres la veceu și, aoleu, nu termin într-un minut, nu termin. Când iese afară, tasul a plecat și a lăsat în mijlocul deșertului singur și a părăsit copilul la 6 ani. Vă dați seama, ce părinte e ăla? Păi un copil ca asta, nu trebuie să-l omori fizic. L-ai omorât spiritual, l-ai omorât emoțional, distrus pe viață. Biblia spune, Iisus spune, eu vă spun, nu-i numai când să nu omori pe cineva, ci în momentul în care tu îl distrugi emoțional, Dumnezeu te consideră că l-ai omorât și vei plăti la judecată. Păi atunci toți suntem vinovați de călcarea, că zici, băi frate, stai puțin, eu credeam că porunca aia, șasea e singura poruncă care n-am călcat-o, pentru că n-am omorât pe nimeni. Nu, frate, când judești pe cineva, când critici pe cineva, când îi spui că e prost, când îi spui, zice Biblia, roata, și după aceea cuvântul următor zice, îi spui că e nebun. Și după aceea punctul al treilea în poruncă, când te gândești în mintea ta de cineva că e prost, l-ai și omorât în mintea ta. Păi, fraților, înseamnă că trebuie să ne pocăim cu toții, nu? Auziți,
Același cuvânt folosit în Matei 23, care s-a folosit, cuvântul care însemna că au omorât pe profeți. Același cuvânt de a omorâ pe profeți e folosit atunci când spui cuiva prostule. Într-un cuvânt, Iisus spune, atunci când spui cuiva prostule, l-ai judecat, l-ai omorât. Ce vei fi vinovat înaintea judecății. Din contra, am auzit oameni care zic, băi frate, a fost o chestie de nervi, am zis și eu așa, dar în realitate nu e așa. M-am enervat și eu odată că uite s-a întâmplat, dar în realitate nu e așa. Iisus spune nu. Cum poate dintr-o fântână bună să iasă apa amară? Nu se poate că dacă în fântână bună iese apă dulce. Și cum poate dintr-o fântână amară să iasă apă bună? Din prisosul inimii vorbește? Într-un cuvânt, nu e că tu ai fost bun. Tu ai știut să acoperi, să ții tot. În inima a fost răutate, că dacă nu era, n-avea cum să iasă cuvântul ăla. Că dacă nu era rău, nu ieșea rău, că n-avea de unde. Înseamnă că în inimă ești rău și până acum ai știut să maschezi. Și în momentul în care te-ai enervat, nu mai știi stare să te stăpânești, să te maschezi și este o travă pe gură. Dar o travă a fost dinainte în inimă. Păi frații mei, în cazul ăsta, noi avem o problemă de inimă. Avem o problemă de inimă, nu problemă de comportare, de ce vorbim, de ce gândim, ci o problemă de inimă. De aia spune David în Psalmul 51, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Mai mult decât aia, pune în mine un duh nou și statornic. Știți ce înseamnă raca? Că noi ziceam că înseamnă prostule. Se traduce cu cap gol. Dar nu se referă că n-ai căciulă, adică gol pe dinăuntru. Ce bă, ăsta n-are nimic în cap săracul. Se mai traduce cu cap cu aer înăuntru, auziți? Cap cu aer înăuntru. Ia, e destul de comic. Cum facem noi? Ce cuvinte folosim noi când jignim oamenii? Cum zicem? Băi, cât de prost e, cât de bleg e ăsta. Băi, ce... Am auzit cuvinte mai frumoase. O, stai dobitoc. Ați auzit de cuvântul ăla? Ați zis vreodată cuiva așa în mintea noastră sau în vorbă cu soția, cu acasă? Da sau nu? Băi, după porunca a șasea, când faci treaba asta, e ca și cum l-ai fi omorât pe omul ăla. Și Dumnezeu te va chema la judecată. Aia înseamnă că noi trebuie să ne schimbăm nu numai convorbirea, trebuie să ne schimbăm gândirea, trebuie să ne schimbăm inima. Într-un cuvânt, Elenu ai spune așa, nu e numai omorârea fizică a cuiva, ci modul în care vorbești de o persoană, când îi omori reputația, când îi omori numele, când îl jignești, când îl rănești, când îl critici, când îl bârfești, când îl ridic, cum zici ridicul? Ridiculizezi, ok, ia e tot aia. Ok, când îl insulți, când îl rănești, când îi afectezi emoțiile, vei fi responsabil la judecată, pentru că Dumnezeu iubește oamenii aceia. Sunt copii lui Dumnezeu, Dumnezeu iubește pe ei exact la fel de mult cum te iubește pe tine. Frații mei, spune în 1 Ioan 4, cum poți tu să spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi, când tu nu-l iubești pe aproapele care îl vezi? Cum poți tu să spui că respecti pe Dumnezeu? Paul, respect pe... Holy, holy, holy... Vezi că te respecte, ai ce frumos când? Cum poți să spui că respecti pe Dumnezeu când tu nu respecti pe aproapele tău? Iisus spune, băi, cum te-ai purtat cu ăia, așa te-ai purtat cu mine. Și la judecată zice, uite, am fost amărât, am fost dezbrăcat. Da, Doamne, dar m-am dus la biserică, am ținut sabatul și am mâncat brocoli. Nu? Dacă am mâncat tofu, trebuie să fiu sfânt. Iisus spune, băi, când am fost la pușcărie, păi la pușcărie nu se duc oameni buni, se duc ai răi. Când am fost la pușcărie, când am fost dezbrăcat, când am fost înfometat, mi-ai dat de mâncare și ei spun, Doamne, nu te-am văzut niciodată pe tine la pușcărie. Și Iisus spune, de câte ori ați făcut asta pentru ei, nu ce ați făcut-o pentru mine, ce mi-ați făcut-o mie. Adică Iisus se identifică cu aceea, pentru că Iisus îi iubește pentru că sunt copiii lui și pentru că atunci când tu iubești pe ei, arăți că tu iubești copilul Dumnezeu și că îl iubești pe Dumnezeu. Pentru că ăia sunt frații tăi, sunt copilul Dumnezeu pentru care și-a dat el viața divină pe cruce. Într-un cuvânt, credința adevărată nu este, frate, că ești la adunare, deși trebuie să ești la adunare. Credința adevărată nu este că ții poruncile, deși trebuie să ții poruncile, dar nu litera, ci spiritul poruncilor. Credința adevărată este când te porți într-un fel în care să arăți că tu iubești pe Dumnezeu, dar e ușor să zici iubești pe Dumnezeu, că nu ai cum să dovedești, că ce poți să-i dai tu lui Dumnezeu? Prin faptul că îți iubești și îți respecti aproapele. Păi și atunci, pe care e aproapele meu, frate? Păi trebuie să-ți iubești aproapele. Păi cine e aproapele meu? Vasile locuiește la stânga, ăsta stă aproape de mine, și Gică locuiește la dreapta, ăsta stă aproape de... Dar Maria stă departe, e a cincea casă. Păi aia nu trebuie să o iubesc, că nu e aproapele meu. Aia e departe a mea, nu e aproapele meu, așa e? Cine e aproapele tău? Pe cine trebuie să o iubești? Păi vă spune ce spune traducerea.
aproapele tău, spune traducerea, înseamnă nu cel care stă în proximitatea fizică, apropiere, ci acela care are nevoie de tine și cu care interacționezi, oricare. Modul în care tu arăți credința ta este prin cum îți tratezi pe cei din jurul tău. Dacă nu îi tratezi cu respect, ci îi judeci, îi critici, înseamnă că nu ești creștin. Înseamnă că Satana se folosește de tine. Într-un cuvânt, noi avem nevoie de o reformă, nu numai în comportare exterioară, ci în gândire. Să nu-ți mai permiți în capul tău să critici, să judeci, așa cum ție nu-ți place când te judecă altul. Când unul te rănește pe tine, cum te simți? La fel, regula de aur a Bibliei, tratează pe alții așa cum ai vrea să te tratezi alții pe tine. Păi în cazul ăsta, vă spun, avem o problemă de inimă. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Înseamnă că noi avem nevoie de o inimă nouă, nu numai de înțelepciune să ascundem cuvintele, să fim politici. Într-o societate care e plină de ură, plină de egoism, fiecare pentru el, trebuie să mă simt eu bine și în rest nu-mi pasă de tine, avem nevoie de o schimbare de inimă încât să ne pese de oameni. Să ne pese de oameni așa cum Dumnezeu îți arată ție milă, așa cum Dumnezeu îți arată ție iertare, așa, deși n-o meriți, așa cum Dumnezeu îți arată ție binecuvântări și iubire, deși n-o meriți, așa tu, pe măsura în care înțelegi iubirea lui Dumnezeu pentru tine, să le arăți tu iubire și compasiune pentru alții. Atunci ești un copil al lui Hristos. Atunci biserica este atractivă și nu este numai cu gura, în schimb faptele sunt departe. Avem o problemă de inimă și avem nevoie de schimbare de inimă. Foarte interesant, în Matei 12, când Iisus vorbește cu fariseii, Iisus îi numește în multe feluri. Îi numește ipocriți, îi numește mai multe. Dar când e vorba de critică, e foarte interesant, le spune că zice, pui de năpârci, le zice în română, dar în engleză zice cuib de vipere în engleză. Zice, din prisosul inimii vorbește gura. Și pe aceea le zice, Iisus îi numește vipere. Pe cine? Specific pe cei care critică pe alții. În momentul în care critici pe alții, Iisus spune că ești viperă. Vă dați seama ce frumos sună. Cine n-a criticat niciodată? A? Trebuie să lași o mână jos, nu? Avem o problemă de inimă. Ne pierdem răbdarea tot timpul. Păi de ce îți pierzi răbdarea? Fratele meu, de obicei sunt răbdător. M-am enervat și eu din când în când, așa că n-am mai putut să rezist. Asta e fals, înseamnă că tu nu ești răbdător, ci din când în când nu reușești să te stăpânești. Dacă vrei să trăiți în armonie cu porunca a șasea, să nu ucizi, înseamnă că inima trebuie schimbată. Înseamnă că Dumnezeu trebuie să-ți dea o inimă nouă și să pună în inima ta nu iubirea lumească care este egoistă, ci să spună iubirea divină. Dumnezeu trebuie să ne toarne iubirea lui în noi. Și atunci se aplică Psalmul 51. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pentru că eu nu pot să fac treaba asta. Eu vreau și din când în când îmi dau seama că de fapt inima nu e schimbată, nu reușesc. Spune Biblia că David a fost un om după inima lui. Cum poate Dumnezeu să spună David a fost un om după inima lui Dumnezeu, când David a făcut atâtea prostii? Pentru că David și-a mărturisit păcatul și a cerut Dumnezeu, Doamne, te rog din inimă, dă-mi o inimă nouă. Promisiunea este că cel ce cheamă numele Domnului, he who calls the name of the Lord shall be saved. Cel ce cheamă numele Domnului va fi mântuit. Și traducerea este că atunci când ceri prezența și ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu promite să răspundă. Frații mei, nimeni nu va avea nicio scuză înaintea lui Dumnezeu, nu pentru faptul că a păcătuit, ci pentru faptul că n-a cerut ajutorul. Într-un cuvânt, Israelul n-a pierdut țara promisă pentru că erau uriași, pentru că erau armate, pentru că erau ziduri, pentru că, băi frate, pentru că erau păcătoși, n-au intrat, uite, sunt un păcătos, n-am reușit să fiu sfânt. Și Israelul n-a intrat în țara sfântă pentru că n-au avut, spune în Evrei 3, capitolul 3, ce spune? Din cauza? Auzi? Nu din cauza uriașilor, din cauza necredinței. N-au încredere că Dumnezeu are puterea să-i transforme, să le dea o inimă nouă. Dumnezeu a promis că va pune în tine o inimă nouă. Dumnezeu a promis că va lua inima de piatră și Dumnezeu are puterea să o schimbe pe Mary, pe Maria, care era o prostituată, are puterea să-l schimbe pe Zacheu, care ieșela cu banii, are puterea să o schimbe pe Rahav, Dumnezeu are puterea să schimbe pe Marc sau pe știu eu, crezi că n-are puterea să schimbe pe tine? Dumnezeu are putere creatoare. Dacă tu îi ceri ajutorul, Dumnezeu a promis să facă treaba asta. Dar este datoria ta să-i spui, Doamne,
rugăciunea lui David. Pune în mine o inimă nouă, dă-mi un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta, ajută-mă că eu singur nu pot. Cum spune Pavel, nu fac ce vreau, fac ce urăsc. Cine mă va scăpa din trupul ăsta? Și pe aceea o versetul următor, lăudați să fie Domnul care mă poartă, vă amintiți? În carul lui de biruință. Sau apoi zice mai târziu, pot totul în Hristos care îmi dă tărie. Frații mei, niciunul nu are scuză, pentru că toți avem posibilitatea să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să cerem iertare. Într-un cuvânt, vă spuneam eu odată mai de mult într-o predică, dacă vă amintiți, acum un an sau acum doi ani, nu acum un an, vă spuneam, în corabie cine a fost invitat să intre? Sfinții sau toți? Cine a fost invitat să intre în corabie? Ușa pentru cine a fost deschisă? Frații mei, oricine ar fi intrat, ar fi scăpat. E așa sau nu e așa? Dumnezeu a spus, deschide ușa și invite pe toți. Și spune Sora White, în Patriarhi și Profeți, că nu toți oamenii erau idolatri, nu toți oamenii erau păcătoși. Din contră, au fost mulți dintre ei care mergeau la biserică, cântau cumbaia și mâncau tofu. Au fost mulți dintre ei care au ajutat la clădirea corabiei, adică au ajutat la construcția bisericii. Au fost mulți dintre ei care erau prezbiteri și predau școală sabat. Au fost mulți dintre ei care erau creștini buni. Numai că n-au intrat în corabie. În momentul în care unul păcătos a intrat în corabie, a fost mântuit. Și unul sfânt n-a intrat în corabie, a fost pierdut. Mulți care vor fi, ce spune Iisus? Că ce vameșii și, vă amintiți? Vor intra înaintea voastră în ceruri. Nu este problema de cât de căzut ești în viața spirituală, ci de cât de mult ceri Dumnezeu în rugăciune să te schimbe, să-ți dea, în momentul în care îi cere ajutorul, Doamne, dă-mi o inimă nouă, Dumnezeu va începe să lucreze în viața ta și tu nu trebuie să vezi cum și când. Mântuirea este un proces, nu este un eveniment, că unii cred, o bombă, gata, e schimbat, ăsta e un sfânt. Ellen White spune că este o schimbare de o viață care se întâmplă în fiecare zi. Pocăința e o schimbare, nu te pocăiești numai când te botezi, te pocăiești în fiecare zi. Nu-ți predai viața lui Iisus numai când te botezi, ți-o predai în fiecare zi. Pocăința și creșterea spirituală și predarea este o lucrare zilnică. În fiecare dimineață îți predai viața lui Dumnezeu, în fiecare dimineață inviți pe Dumnezeu și prezența lui în inima ta, în fiecare dimineață inviți pe cei datoria părinților, spune dânsa, să invite prezența lui Dumnezeu în viața lor și în viața familiei și a copiilor lor. E datoria noastră. În fiecare zi, din nou și din nou, chem prezența lui Dumnezeu. Păi dacă pocăința e o lucrare de o viață, spune că cine are pe Hristos, are viața. Și cine nu are pe Hristos, nu are viață. Și acolo gramatica din greacă este nu cine are pe Hristos o dată, ci este o acțiune care se repetă continuu. E un prezent continuu tens. Adică o acțiune care din nou și din nou și din nou și din nou se repetă. Cât timp trăiești? Aia înseamnă că cine cheamă numele Domnului nu o dată. Din nou și din nou și din nou zilnic, cum spune Pavel, mor zilnic. Cine cheamă, ăla e mântuit. Ce înseamnă asta? Că dacă tu acum ești tâlharul de pe cruce și acum te-ai pocăit în clipa asta și ai chemat numele Domnului, dar ai murit, nu contează. Pentru faptul că ai chemat prezența lui Dumnezeu, ești mântuit, nu pentru ce faci tu, nu pentru ce meriți tu, ci pentru că Hristos a mutat în inima ta. Și dacă Hristos lăcăște în tine, nu poți să fii pierdut. Iar dacă tu ești un sfânt, Maica Tereza, ok? Și Hristos nu e în tine, ești pierdut. Pentru că nu faptele tale te salvează, ci prezența lui Hristos. Hristos, numai în El, numai în numele Lui este mântuire. Și dacă tu ești la început și ai prezența Lui Dumnezeu și mâine din nou chem prezența Lui și ești așa de sfânt cum sunteți voi, eu sunt puțin mai sfânt. Ok. Și poi mâine ajungi ca mine, așa? Și răs poi mâine ajungi ca președintele de Uniune și pe aceea ca președintele Conferinței Generale. Nu contează unde ești. Poți să fii aici sau aici sau aici sau aici sau aici. Atâta timp cât ai prezența Lui Dumnezeu, ești în siguranță. Dacă ai ajuns aici și nu mai ai prezența Lui Dumnezeu, ești pierdut. Și tot binele din trecut se uită. Aia înseamnă că mântuirea se bazează pe o relație continuă cu Dumnezeu, nu pe ce facem noi, nu pe formele de religie ale noastre, ci pe o relație reală prin care Dumnezeu lucrează în noi zilnic, Dumnezeu ne dă o inimă nouă zilnic, Dumnezeu ne dă minte curată zilnic, Dumnezeu ne controlează vorbirea și acțiunile zilnic, Dumnezeu pune în noi iubirea Lui ca noi să ajutăm oamenii să iubim și să-i respectăm și să ne purtăm ca niște creștini. Dumnezeu te face să fii sare pentru lumea asta, nu numai mă duc la biserică, dar trăiesc ca ceilalți. Să fii o binecuvântare, să faci o diferență. Sarea când o pui în mâncare îi dă gust. Tu când ești în societate să îi dai gust. Să fie o lumină unde ești tu, să fie lumină în jur. Dumnezeu te ajută ca zilnic tu să fii ca Iisus, să fie o binecuvântare pentru restul societății. De aia rugăciunea asta trebuie să fie zilnică. Doamne, dă-mi o inimă nouă, pune-mi mine un duh nou statornic, ajută-mă tu că eu nu pot să fac treaba asta. Încerc, dar nu reușesc. Dar tu poți.
spune că Dumnezeu poate să salveze, în engleză zice de atârmost, adică pe cel mai păcătos posibil, Dumnezeu poate să salveze. Păi dacă Dumnezeu poate să salveze pe cel mai păcătos, poate să salveze și pe tine. Din contră, spune că noi trebuie să fim nu o mireasă de moarte spre moarte, ci o mireasmă de viață spre viață. Asta înseamnă că nu numai că nu trebuie să omori pe cineva fizic, nu numai că nu trebuie să omori pe cineva cu vorba, nu numai că nu trebuie să omori pe cineva în mintea ta, dar trebuie să dai viață celor din jurul tău. Nu e suficient ca noi creștinii nu criticăm, nu bârfim, nu strigăm, băi prostule, nu omorâm, ci noi creștinii trebuie să aducem viață și bucurie și binecuvântare în societate, să fim deosebiți de restul lumii. Noi creștinii unde suntem noi, tot în jurul nostru să fie verde și binecuvântat. Ca lumea să fie atrasă, să zică, uite mă, e o plăcere să stai cu aia. Oamenii ei au pace, oamenii ei au bucurie, oamenii ei au respect, oamenii ei te ajută, oamenii ei te înțeleg, oamenii ei se roagă pentru tine. Aia înseamnă porunca când zice la sfârșit conjuncția, să nu omori, din contră. Înseamnă că tu trebuie să fii, de fapt, nu numai că nu omori, ci să fii o mireasmă de viață spre viață, să fii o binecuvântare, să aduci viață, nu numai să noi, ci să dai viață. De fapt, spune în 1 Corinteni, în capitolul 13, aoleu, nu am prea multe minute, spune în capitolul 13 că poți să vorbești în limbi, poți să ții evanghelizări, poți să mergi la biserică, poți să cânti cumbaia, dacă n-ai iubire, nu ești nimic. Aia înseamnă că toate formele care le facem noi, dacă nu avem iubire, de fapt noi nu-L avem pe Dumnezeu. N-avem decât, cum aveau fariseii, formele de religie fără esența religiei, care este iubirea. Dumnezeu este iubire. Într-un cuvânt, singura cale prin care noi putem să facem, pentru că credeți că e o poruncă ușoară să nu omori pe nimeni. De fapt e o poruncă foarte grea, dacă Iisus spune că, dar eu spun că în momentul în care ai zis cuiva prostule, ai judecat pe cineva, ai criticat pe cineva, ai bârfit pe cineva, tu l-ai omorât și vei plăti la judecată. Înseamnă că nu e chiar așa de ușoară porunca, înseamnă că e ceva mai grea și ne trebuie o schimbare în profunzime, o schimbare reală aici. Vreau să mă apuc de, să mă apropii puțin de încheiere. Știți că câteodată noi suntem tentați să credem prin faptul că mergem la biserică, prin faptul că facem bine, înseamnă că totuși suntem mai buni ca restul societății. Păi, pe mine dacă mă vezi în trafic, când merg doi încet, paralel, în fața lor nimeni și în spatele lor e coadă de mașini, atunci cam ui de credință, fraților, nu știu cum să vă spun. De exemplu, eram în trafic și conduceau doi, era un camion și o mașină mică. Parcă dormeau, parcă nu erau absenți, parcă visau. Mergeau încet de tot și paralel și nimeni nu putea să-i depășească. La un moment dat m-am enervat, m-am băgat în spatele lui, m-am băgat cu bara și eram camionul, dita mai camionul F-250 înalt, că puteam scuipa semințe în cap, ok? Și ăla cu mașina din aia mică de parcă era mașina lui Mr. Bean. M-am băgat cu mașina în spatele lui, până la i-am ajuns în bar, i-am pus farurile atari, am pus și farurile de sus, am pus și farurile din stânga, din dreapta și buu, zici că l-a claxonat trenul când am claxonat. S-a speriat la volan, a făcut așa cu mașina. Și zic, dă-te mă la o parte de pe drum. Și Dana zice, calm down, pastore. Zic, păi nu vezi cum merge asta. Păi ce, cum îl iubești tu pe ăsta, mă, cum îl iubește Hristos? Lasă-mă și tu cu iubirea. Stai mă, păi tu de ce predici? E foarte ușor, fraților, să predici. E foarte ușor să predici. Dar trebuie o schimbare de inimă. Că nu poți. Păi nu, frate, eu sunt calm. Numai atunci m-am. Odată m-am enervat și eu. Nu, frate, nu ești calm. În inimă e o travă. Că dacă nu era, n-avea de unde să iasă. Dacă era curat înăuntru, n-avea de unde să iasă. Înseamnă că a fost acolo undeva ascuns și la un moment dat mi-a putut să stăpâne și puf, a explodat. A ieșit vulcanul, a ieșit bomba. Fraților, ne trebuie o schimbare de inimă. Noi putem să schimbăm exteriorul, dar inima numai Dumnezeu poate să o schimbe. Și Dumnezeu promite că atunci când îi spui, Doamne, dăm o inimă curată. Dumnezeu promite să facă această minune a nașterii din nou, a transformării totale interioare. Numai că transformarea asta cam doare, pentru că Dumnezeu când lucrează și face operație, doare. Și eu când te rog, Doamne, dăm răbdare, Dumnezeu începe să lucreze prin căi care mie nu-mi plac. Și zic, oh, Doamne, ce-i cu problema asta? Te rog, îndepărtează problema. Și Dumnezeu zice, păi tu nu mi-ai cerut să-ți dau o inimă, nu? Acum îți dau o inimă și te doare. Într-un cuvânt, toate lucrurile, toate, cele mai mici, toate lucrurile lucrează împreună, toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care iubesc pe Dumnezeu. De aceea, când Dumnezeu îngăduie ceva în viața ta, în loc să te plângi că uite prin ce trec Dumnezeu nu răspunde, mai îndată să te gândești că Dumnezeu de fapt te-a băgat într-o școală în care prin foc îți curățește inima, prin greutăți te învață răbdarea, prin greutăți te învață credința, te învață să fii
creștin. Și atunci trebuie să spui, Doamne, nu-mi convine că trec prin școala asta, în loc să zic, scapă-mă de școala asta, zic, Doamne, ajută-mă să trec clasa. Ajută-mă să cresc încât să am un caracter ca lui Hristos. Într-un cuvânt, ne trebuie o inimă nouă, fraților. Creștinii adevărați se poartă cum se poartă Hristos. E foarte ușor. E foarte ușor să mergi la biserică. E așa de ușor. E și frumos să asculți o predică, asculți la muzică, fraților. Aș asculta la muzică toată viața. Nu mi-ar mai trebui nicio predică. E muzică bună. E foarte ușor. După aceea mergi la patrac, mănânci mâncare bună. Mâncarea bună? De acord? Da, mulțumim, fraților, pentru mâncare. Eu sunt mulțumit. Aș putea să stau să mănânc, numai să nu gătesc. Dacă nu trebuie să spăl și farfurile, și mai fericit. Te duci la biserică, mănânci mâncare bună, asculți la o predică, asculți la muzică, dar e mult mai greu să schimbi inima. Să înveți să nu mai critici pe aproapele, să nu mai judeci nici măcar în minte, că după aceea este pe buze, să înveți să-L iubești pe aproapele, să fii o mireasmă de viață, să fii o binecuvântare, acolo se schimbă. Dar, de fapt, credința adevărată e acolo. Pentru că primul inamic care îl avem noi este, de fapt, egoismul și mândria. Frații mei, timpul meu s-a dus, m-am numai vreo câteva minute. Dumnezeu a scris porunca aceasta cu degetul lui în piatră. Dumnezeu însuși ne-a spus că este important. Și nu numai să nu omorâm pe cineva fizic, ci cuvintele noastre și gândurile noastre, în loc să omoare, mai îndată să binecuvinteze, mai îndată să încurajeze, mai îndată să suport, să susțină, să ajute pe o persoană care se chinuie. Faptul, când facem treaba asta, de fapt noi devenim binecuvântări așa cum a fost Iisus. Mi-amintesc când eram mic și aveam un temperament așa mai ca bomba, îmi sărea mai repede. Și îmi plăceau să am pantofi curați, totdeauna. Eu făceam pantofi la toată casa, în fiecare vineri, o oră și ceva, făceam pantofi la toți și lustruiam până se vedea mustața în ei. Îi dădeam cu cremă, îi lustruiam și mergeam frumos. Când am ajuns în București, erau cozile, nu știu cine își mă amintește, iarna stăteai pe tramvai, te prindeai de bară și ceai cu un ciorchine de struguri la ușa tramvaiului sau autobuzului, că nu mai aveau loc înăuntru și nu se închidea ușile și mergea autobuzul așa înclinat. Vă amintiți cineva așa ceva? Ok. Păi mă suiam în autobuz, merg la școală și mă călcau pe pantofi, fraților. Și mă uitam, se vedea cum m-a călcat. Mă lua durere de stomac, mi se roșea urechile, zicea, băi, ești chior, mă? Se uitau, mă, ce s-a făcut, mă? M-ai călcat! Și uite, păi tu nu vezi câte lume se calcă unii pe alții în picioare? Stai, mă, calm! Cum să stau calm? Mi-ai ruinat pantofii! Și mă, plecam eu acolo în tramvai, în aglomerația aia, cu șervețelul, să-mi fac pantofii. Mă călca altul. Măi, frate, nu mai vreau să mă sui pe tramvai. Îi dau telefonul tata, discut cu tata. Băi, nu mai pot. De cât mă rog să fiu rădător, cu cât mă rog mai bine să fiu, cu atât mă enervez mai tare. Mă calcă ăștia pantofi, se duce lustrul de pantofi. Și tata zice, tată, ție nu stai pantofi curați. Îți trebuie o inimă curată. Și ce legătură au pantofii cu inima? Și ce, este un lucru mic, inima, un lucru mare, dar pantofii, come on, aia nu e chestie de religie. Tata zice, tată, lucrurile mici arată religia ta. Ați auzit? Credincioșia în lucrurile mici arată curățirea inimii. Că noi punem valoare pe lucrurile mari. Mă duc la biserică, când cum baia, nu lucrez. Da? Credincioșia în lucrurile mici arată realitatea inimii interioare. Și Dumnezeu ne cere ca lucrurile mici să fie schimbate. Sora spune că Dumnezeu nu ne va da lucruri mai mari până nu suntem credincioși în ale mici. Când ești credincios în ale mici, zilnice, de toată ziua, așa, nesignificante, atunci Dumnezeu îți dă mai mari. Și când ești credincioși în alea, atunci îți dă mai mari. De aceea noi trebuie să învățăm să punem valoare pe lucrurile mici, să fim credincioși în lucrurile mici, să-i cerem ajutorul Dumnezeu în lucrurile mici, să-i cerem ajutorul să ne schimbe interiorul de unde curg toate, ca atunci Dumnezeu poate lucra și a promis că va lucra în noi. Ok, frații mei, timpul meu a trecut. Haideți să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să... Mai aveam puțin, dar nu mai contează, că azi primi mesajul. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne schimbe inima și rugăciunea asta nu trebuie să fie numai acum, ci trebuie fiecare să se roage rugăciunea asta în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu a promis că dacă îl căutăm cu toată inima, ce spune acolo?
Ieremia 29. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Iar în Iacov, capitolul 5, ce spune? Dacă noi ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu se va apropie de... În momentul în care tu îl chemi, Dumnezeu răspunde cu toată bucuria. Dumnezeu așteaptă să-l chemi. Dumnezeu așteaptă, a promis. Și nu minte, Dumnezeu a promis să-ți dea o inimă nouă. Tu trebuie să-i ceri ajutorul. Haideți să ne rugăm împreună. Tată bun, pentru noi e imposibil să ne schimbăm inima, putem să ne schimbăm comportarea exterioară, să o controlăm, să fim diplomați, dar e imposibil să schimbăm natura noastră. Dar Tu ai promis că ne vei lua inima de piatră și ne vei da o inimă nouă. Și Tu știi cuvântul. Noi de multe ori, pentru că nu vedem, ne îndoim că se va întâmpla asta, nu înțelegem cum se va întâmpla asta. Punctul nu e să înțelegem, ci să credem în cuvântul Tău, să credem că Tu împlinești ce ai promis. Te rugăm, Doamne, dă-ne o inimă nouă pentru că avem nevoie disperată. Ajută-ne să ne rugăm asta nu numai acum, ci să înțelegem că fiecare zi e o zi nouă, cu probleme noi, cu nevoi noi și de aceea avem nevoie de prezența Ta și de o inimă nouă și curată în care Tu să locuiești și Tu să conduci în fiecare zi. Ajută-ne să cerem ajutorul și prezența Ta și o inimă nouă în fiecare zi. În numele Lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim că ne asculți. Amin.